important e că Dinamo și-a atins scopul și au programat 800.000 și eu sper că au aproape 1.000.000. Au și procente la următoarea vânzare. Important e că după o zi întreagă s-a rezolvat. Jucătorul n-a semnat încă, de asta mergem să semnăm. Mai sunt niște chestii minime, să vedem care e impozitul acolo, cum e. Noi am vorbit de netul, dar vom vedea care, sunt, care e situația acolo. Patru ani la Dinamo și alții stau 40 de ani cu o soție și o lasă. Nu? Așa că... Păi e semnat de, e semnat de timp, 3 luni cu noi, 3-4 luni mi se pare, nu știu. Și s-a realizat. Dar ce se vede întrebarea? Nici o semnă de întrebare, e totul perfect, vizita medicală o face azi, poate o prelungește până mâine. Și în momentul când vizita medicală e ok, semnează și ne punem de acord cu netul pe care trebuie să-l aibă jucătorul, pentru că acolo probabil taxele sunt diferite decât România, TVA-ul e altfel și vom vedea, nu e o problemă, dar în principiu suntem de acord. Și era un om de bază, e adevărat, era emblema echipei. Acum, cum se va? Hai să dăm uitării tot și cu tricoul și cu tot și să ne gândim că Dinamo trebuie să meargă și fără. Sorescu au luat niște bani mult mai mult decât au crezut. Să creadă și ei în viitorul lui ca să mai ia ceva bani din procentele pe care le au și totul să fie bine. Și Dinamo cu Flavius Stoican și cu cei care au rămas acolo și probabil cu cei care vor veni să se salveze, pentru că e păcat să, ca Dinamo să nu fie în prima ligă. Eu cred, pentru că sunt echipe mai slabe ca ele, care totuși cu puțină șansă sunt mai sus decât ei. Dacă Dinamo ar avea și șansa, dacă ar fi avut șansa să nu fie egalați în ultimile minute, așa cum s-a întâmplat, probabil era mai sus. Dar eu sunt convins că Dinamo se va salva. Hai să nu ne mai aducem aminte. A fost o răbufneală a unor spectatori care nu știu dacă erau atât de importanți, nu știu dacă erau dedebiști. Erau pur și simplu niște... Bă, cei care n-au jucat au plecat și vor pleca, dar Florescu era unul dintre cei care juca. Da, Ricardo Grigore, da, jucătorul nostru, sper să facă parte din 11 de bază în continuare. La o ofertă, depinde și de Ricci, pentru că Ricci e un jucător bun, dar trebuie să aibă continuitate. Găsiți și un selecționer? Selecționerul. E problema federației. S-au încercat la mai mulți antrenori. Sper să se oprească la unul. Eu cred că până la sfârșitul lunii vom avea un antrenor. Edi? Nu mai credeți? Să ne nu mai cred, da. Aici fiecare merge ca la, ca la casino. Pune pe roșu, pune pe negru, pune pe 14, pune pe 8. Da, el e un om care stă mult, se aplecă mult asupra contractului. Și la Standard, la Sporting când a semnat, la fel, cu avocații, a durat. Și la fel cu Marius Nicolae, până l-am luat, până l-am semnat. În teren era mai rapid, la contracte e mai lent. Păi nu, că e supărat că vor să-l dea afară prea repede pentru Liga Națională, adică e clauza aceea. Adică nu-i se face contract mai mult. Păi da, dacă e clauza aia, înseamnă că are dreptate el. Adică după 4 meciuri, sau 4 sau 3 cu Liga asta, a echipelor care trebuie să promoveze într-o lume mai bună sau să rămânem în asta a doua, în a doua asta, nu? Așa. Asta e, ce știu eu, după 3 meciuri să-l dai afară, e normal că are dreptate și antrenor. Dacă toți s-au plimbat,
pe colo, pe colo, pe la experiență, pe la asta. Eu zic că ei trebuie să aleagă între Iordan, între Mutu și Iordan. Voi știați de transferul ăsta? Ați știut de transferul ăsta de când? Vă zbeați, dar de curând, de aseară, de vreo 4 luni. Era Legia, nu mai e Legia. Da, erau niște cu unul că are el oferta, altul că are, altul că nu știu ce, altul că toți. Primesc așa niște mesaje de la cum primesc și eu. Și le zic, băi, prepădăciunea, terminați cu că ai tu pe ăla, vino cu ofertă și ia-ți comisionul, procentul pe care îl vrei, dar vino, arată-mi că cunoști. Ei sunt, până m-a chemat direct directorul sportiv și toată ziua ieri am terminat. Mă scuzați o secundă, răspund fetic. Papi, deja o mai tarde, tu ai în interviu. Ziceau. E fata mea. Ce se știe? Da, păi tot trepăduși sau nu știu cum, sau nu știu ce, tot dau declarații că vrem Moruțani, jucătorul echipei Galatasaray, de bază sau nu de bază, face parte din lotul de 18 jucători, asta însemnând cei care stau pe bancă și mai joacă și mai e rezervă, are 5 ani contract, eu nu văd de ce ne precipităm atâta. Nu înțeleg că Galatasaray e într-o formă slabă și că e pe locul unde e adevărat. Nu au avut șansă, le-au lipsit mulți jucători și în principal marcau vreo 8 etape când a fost suspendat, că s-a certat cu un coleg. Le-a lipsit Fatih Terim, care a luat 6 etape și sunt 14 etape fără capitan, fără fundaș central de bază și fără comandant. A fost greu, au avut și ghinioane, dar Galatasaray, stați liniștiți, dacă nu se va califica, va merge în Europa și să nu avem o surprindere să ajungă în fazele finale ale Cupei Europei. De man, vă spun, deschis, l-au vrut două echipe, l-a avut Sampdoria. A întârziat Sampdoria să-l aibă înainte să piardă astea 3 meciuri și să plece de Aversa. Man mai avea de recuperat 500.000 pentru 5 luni. Sampdoria venea cu 250 și Parma trebuia să pună 250 neto și unul și celălalt ca să fie 500 net. Parma a zis să-l dăm gratis pentru 5 luni, 6 luni, dar nu plătim nimic, să plătească Sampdoria. Ne-am tergiversat puțin, s-a trecut timpul, au luat 3 bătăi, a plecat și Daversa, a căzut. Acum am o echipă din Serie A, nu vă pot da numele, care îl vrea pe Denis împrumutat, dar încă suntem acolo, la tatonări. Mihaila rămâne la Parma. Mihaila a avut poate o frumoasă ofertă de împrumut la Sassuolo și cu opțiune de cât vroiau Parma, de 10, de 11, de 12 milioane și Parma a refuzat orice contact cu Sassuolo. E greu să dai lovituri cu fotbalul pe care l-avem noi în momentul ăsta. Aștept și eu. FCSB, echipa... Tănase s-a vorbit, se vorbește în continuare. Nu știu ce se întâmplă cu Tănase, nu pot să-mi explic nici eu. În 30 de ani de meseria asta nu pot să-mi explic un jucător ca Tănase, decisiv în campionat și la națională și la goluri. Nu poate să fie și cu minte și nu poate să fie, dar asta e, până la urmă a ales calea cea înțeleaptă, a prelungit cu Steaua, are pe viitor 30.000 de euro, care nu-s puțin în România, și când va fi ofertă, oferte sunt și la 29 de ani, și la 28, și la 30, depinde de șansă, de echipă, de contact, contacte care le ai cu echipele, ce caută echipele, sunt mai multe. Da? Mulțumesc frumos și faptul ăsta de joane.